Salut, sunt Cristian Hergelegiu, sunt directorul general al Dendrio. Vreau să povestim astăzi un pic cine este Dendrio, cum a apărut acest brand, să intrăm un pic în detaliile apariției Dendrio. Poate Dendrio nu este atât de cunoscut în acest moment pe piață, dar sigur companii cum ar fi GCAD.net, Bitnet sau Crescendo sunt suficient de cunoscute în industria de IT. Practic, Dendrio le cumulează pe aceste trei companii. Am lansat brandul Dendrio anul trecut în piața din România și practic ne-am propus să preluăm tot ce este mai bun din cele trei companii, încă GCAD, Bitnet și Crescendo, și să aducem tot ce este mai bun din aceste companii pe piața de IT din România. Suntem o echipă pasionată de tehnologie, credem că tehnologia poate ajuta clienții noștri să se dezvolte mai bine, mai repede, să fie mai smart decât celelalte companii de pe piață și ne propunem să transformăm tehnologia într-un adevărat instrument de a crește business-ul clienților noștri. Practic, ce oferim în acest moment sunt soluții bazate pe cloud, pe scalabilitate. Noi o numim Secure Hybrid Multi-Cloud, respectiv soluții bazate pe cloud care au securizarea efectuat atât pentru cloud cât și pentru zona de on-prem și care permite să scaleze business-ul clienților noștri așa cum acei clienți și-l doresc. Am lansat brandul Dendrio anul trecut în ideea în care vrem să construim o companie care să fie un ghid prietenos pentru partenerii noștri de afaceri, să-i ajutăm pe un traseu care nu întotdeauna este simplu și anume acela al transformărilor digitale, în acela al adoptării tehnologiilor de ultimă oră și în a transforma aceste tehnologii dintr-o simplă pasiune într-un instrument de business. Suntem practic prima companie lansată pe bursa de valori din București, prima companie de IT lansată pe bursă. Am utilizat în ultimii 4 ani capitalul pentru a deveni mai mari, pentru a deveni o companie mai solidă. Ne dorim foarte mult ca acest brand Dendrio să se transforme în cea mai mare companie de integrare de cloud și de tehnologie IT din România, iar pe viitorul nu foarte îndepărtat să devenim și unul dintre jucătorii semnificativi din regiune. Considerăm că valul de adopție al cloud-ului și al tehnologiilor scalabile este abia la început și abia așteptăm să arătăm cum putem transforma acest val într-un real business pentru următorii ani și pentru ceea ce urmează după.